Marcu 1, la 21, la 28, haideți să stăm în picioare, este un text scurt pentru că apoi ne vom ruga. S-au dus, adică Domnul Iisus cu ucenicii pe care i-a ales recent, s-au dus la Capernaum. Și în ziua sabatului, Iisus a intrat îndată sau imediat în sinagogă și a început să învețe mulțimea de acolo. Oamenii din sinagogă erau uimiți de învățătura lui Iisus. De ce? Pentru că el îi învăța ca unul care are putere, nu cum îi învățau cărturarii. În sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. El a început să strige: ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi, te știu cine ești, ești Sfântul lui Dumnezeu. Iisus l-a certat și a zis: taci și ieși afară din omul acesta. Duhul necurat a ieșit din el, scuturându-l cu putere și scoțând un strigăt mare. Toți au rămas înmărmuriți, așa că se întrebau unii pe alții: ce este aceasta? O învățătură nouă. El poruncește ca un stăpân chiar și duhurilor necurate și ele îl ascultă. Și îndată și-a dus vestea în toate împrejurimile Galilei. Amin. Tată care ești în ceruri, ne exprimăm recunoștința și satisfacția și mulțumirea de ne ști în prezența ta, constatând că din dragoste pentru Domnul Iisus, ți-ai înnoit mila față de noi, ți-ai revărsat harul față de noi și ne putem bucura în prezența ta. Doamne, mulțumim frumos! Am înțeles că nici unul nu ne putem lăuda că suntem mai buni decât celălalt, ci toți ne putem lăuda că ne iubești. Te-ai demonstrat iubirea în sacrificarea unicului tău fiu, Domnul Iisus Hristos. Tată, stăm înaintea acestei file din istoria biblică în care rămânem și noi ca mulțimea aceea din sinagogă uimiți când vedem autoritatea Domnului Iisus. Te-aș ruga astăzi, manifestă în mijlocul nostru, între noi, aceeași autoritate, aceeași putere. N-aș vrea să plecăm de aici rămânând înmărmuriți sau uimiți de învățătura pe care o auzim, ci să plecăm transformați, eliberați, încurajați, împuterniciți, să trăim o viață care să te onoreze pe tine. Mi-aș dori să ieșim din locul acesta oameni cu o gândire nouă, oameni care să luăm decizii noi, decizii radicale, decizii care să ne ajute să trăim în așa fel încât numele Tău să fie făcut cunoscut prin viața pe care o trăim, în casele noastre, în instituțiile unde ne trăim viața și unde ne câștigăm pâinea, pe străzile acestui oraș. Deci, Tată, îngăduie Duhului Sfânt să ia mintea mea și gura mea în mâna Lui și să mă facă efectiv un instrument prin care numele Tău să fie făcut cunoscut și puterea Ta să se manifeste între noi astăzi. Amin. Luați locurile, vă rog, dragii mei. Când citești întâmplarea aceasta, pe care o consemnează nu doar Marcu, ci și alți evangheliști, o întâlnim la Luca, de exemplu, dar când citești această întâmplare, petrecut acum 2000 de ani, se nasc în mintea ta o mulțime de gânduri. Sigur, dacă ești interesat să înțelegi ce s-a întâmplat cu adevărat. Și m-aș bucura și rog pe Dumnezeu să genereze în noi fiecare frământări atunci când citim textul Scripturii. Sau când îl auzim. Sau când medităm asupra lui. Pentru că altfel cuvântul nu are nici un efect asupra minții noastre, asupra inimii noastre, adică asupra trăirilor noastre. Și aș porni de la o întrebare pe care uneori și-o pun oamenii.
O întrebare absolut legitimă. Adică, tu ce faci de obicei duminică? Tu ce faci de obicei duminică? De ce pun întrebarea asta? Ar putea cineva din textul citit, din întâmplare, să intuiască de unde am scos întrebarea asta? Că nu e o găselniță, e din text. Versetul 23, păi pune versetul. Hai să vedem. Hai să vedem. Primul verset. În sinagogă lor, adică în al doilea, da? În 23? Care? 21. Hai să vedem. S-au dus la Capernaum. Și în ziua? În ce zi? Știți că evreii au ziua de odihnă sâmbătă, numește sabat. Noi avem duminică, da? În ziua sabatului, ce-a făcut Iisus? Iisus a intrat imediat în sinagogă. Deci, m-am gândit să lansez provocarea. Una foarte normală. Tu ce faci de obicei duminica? În sabat ce faci? Domnul Iisus avea un obicei. În fiecare zi de sabat căuta o sinagogă, adică un loc unde se întâlneau evreii să vorbească despre Dumnezeu în speranța că îl vor înțelege mai bine, cu scopul de a trăi în armonie cu voia lui Dumnezeu. Mă duc la întrebarea pe care am ridicat-o. Tu ce faci duminica de obicei? Deci v-aș încuraja pe cei ce aveți colegi nepocăiți. Poți începe o discuție evanghelistică cu ei. Bă, tu ce faci duminica, apropo? Ce faci duminica viitoare? Bă, mă odihnesc. Hai să-ți dau eu o sugestie. Merg la biserica Betel. A unde ea? Păi pe Horea. Ai fost vreodată niciodată? Păi hai bă să vedem ce e acolo. E foarte important. Lasă textul, te rog. Lăsați textul pe monitor până când schimbăm ideea. E foarte important să ne uităm la Domnul Iisus Hristos, la ce obiceiuri are El și să încercăm să le implementăm în viața noastră. El are multe obiceiuri care ne prind bine. În alt obicei, evangheliștii, a mers să se roage singur. E izolat de prietenii lui și s-a rugat. Dar acum suntem la întrebarea, tu ce faci de obicei duminica? Băieți, fete, elevilor, studenților, ia puneți întrebarea asta la colegii voștri. Ce faci duminica? Ce faci duminica viitoare? Nu știu, am nimic în program. Uite, te invit eu la o biserică. Avem noi un eveniment. Haide, haide la biserică. Bă, știu, eu nu-s bisericos, eu nu-s religios. Bă, nici eu n-am fost, da? Auzi, ignoră, hai mă cu mine că suntem colegi. Hai că suntem vecini. Acum, există aici un detaliu pe care vreau să vi-l împărtășesc, pe chestiune de etică. Nu întotdeauna programele bisericii locale sunt la nivelul la care ne-am așteptat unii dintre noi. M-am bucurat când am aflat că duminica trecută, știți că am lipsit, eram la o conferință în Austria cu familiile, păi satana, băi, tate, așa de frumos s-au legat toate cântările cântătorilor. Așa de frumos. Așa de frumos s-au legat îndemnurile. M-a făcut curios să intru și eu pe net să vedem cum o program. Și dimineața, așa de frumos, a orchestrat Duhul Sfânt lucrurile în biserică. Ei, nu întotdeauna slujba este la nivelul pe care noi ni l-am dorit. Asta nu înseamnă că spunem, a, băi, știi ce, nu știu cum o să fie azi, nu știu cine predică astăzi, mai bine stau acasă. Nu. Vă încurajez, nu ratați nici o ocazie în care biserica locală se întâlnește, pentru că biserica locală, când se întâlnește, unde cel puțin doi sau trei adunați în numele lui Hristos, e vorba de Hristos care zice, sunt și eu prezent acolo. Dacă cel puțin doi sau trei sunt curioși, sunt interesați să mă cunoască, le promit la cei doi, trei că sunt acolo. Așa că
Întâlnirea unei biserici locale cum este a noastră astăzi nu atârnă în primul rând de cine predică, de cine cântă, de care e repertoriul, ci depinde fundamental dacă Iisus Hristos este prezent. De ce spun asta? Asta mă duce la următoarea idee. Adică, în orice biserică locală, ca și în sinagoga aceea, sunt tot felul de oameni. Tot felul de oameni. Și o să vă invit să ne uităm împreună în Evanghelii, vedem ce fel de oameni erau în sinagogile evreiești. Ma, evrei sunt poporul special al lui Dumnezeu. Au fost, sunt și vor rămâne. Însă, în sinagogile evreilor, în templu, la fel cum în biserice locale, oriunde v-ați duce pe planeta albastră. Și deci, în biserica Betel astăzi, sunt tot felul de oameni. Uitați-vă ce individ, ce om era în biserica, în sinagoga, din Capernaum. Hai să citim în versetul 23, pe care l-ați spus mai prima dată. 23. În sinagoga lor era un om care avea un talent special să cânte, un orator de excepție. Vedeți, un om care avea un duh necurat. În sinagoga lor, între membrii sinagogii, în membrii bisericii, în registrul bisericii, există și oameni cu duhuri necurate. Îți botezați, îți partea sinagogii, partea bisericii locale, dar numai Dumnezeu știe ce este în ei. Vedeți că păstorul bisericii sau consiliul bisericii noastre, format din 8 oameni, oameni știe ce gânduri are fiecare dintre cei 170 de adulți din biserica Betel, abar n-avem, abar n-avem. Și într-un fel, nu prea e treaba noastră, că nu noi cercetăm Duhul omului și inima, ci Duhul Sfânt care o face. El face investigațiile. Așa că nu vă așteptați ca în biserica Betel să fie sfinți de nota 10, membrii de nota 3, de nota 9, de nota 4. Ma, nu știm care sunt ea, n-avem noi, noi suntem cei care evaluăm membrii. Cert este că în sinagoga așa din Capernaum era un om cu duc necurat. Acum hai să mergem să vedem ce fel de oameni, ce astfel de oameni mai sunt în sinagogi. Asta ne spune doctorul Luca în capitolul 4 cu 33, dar și în 6 cu 6, Luca 6 cu 6, puneți vă rog frumos. Luca 6 cu 6, Luca era doctor de profesie, el scrie Evanghelia lui. Ia uitați-vă, în altă zi de sabat s-a întâmplat că Iisus a intrat în sinagogă și învăța pe norod, pe oameni. Acolo era un om care avea mâna dreaptă cum? Uscată. Atrofiată. Nu putea mișca. În sinagogă, printre membrii sinagogii, era un om bolnav, mâna uscată din naștere, nu ne spune Luca, doctorul meu, că el ca medic era curios. În biserica Betel sunt oameni cu mâna uscată, oameni cu organe interne afectate, atrofiate, oameni bolnavi fizic. Era bolnav fizic, nu? Avea mâna uscată. Cum în sinagogă? Da. Cum în biserică, Beteci? Da! Hai să vedem ce fel de membri mai erau în sinagogie de atunci și sunt și în bisericile noastre. Tot Luca, doctor, ne spune Luca 13 cu 11. Ce membri mai erau în registrul sinagogii? Ia uitați-vă! Și acolo, în sinagogă, era o femeie stăpânită de 18 ani de un duc de neputință. Uitați cum se manifesta acest duc de neputință. Era gârbovă. Așa era, gârbovă, dar încovăiată și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Imaginați-vă că 18 ani a intrat la ei în sinagogă și punea și ea bănuțul la 2 bani sau 3 bani. Uite așa, și saluta pe rabinii de acolo și Domnul să-i binecuvinteze, exact cum facem noi și salutăm oamenii. Da, de dragă, uite așa, 18 ani, era membră în biserica lor. Sunt membri în biserica Betel bolnav de 18, de 20 de ani, de 25 de ani, sunt membri în registrul nostru. Pentru că, iubiții mei, asta este structura întâlnirilor noastre. Ăștia suntem noi oamenii, nu suntem perfecți, nici fizic, nici intelectual, nici emoțional. El a întâlnit bărbaților,
din Suceava, un coleg de-al meu a susținut o temă foarte interesantă. Imaturitatea emoțională a bărbatului. Și explica cum emoțiile, furia noastră, răbufnelele noastre sunt niște simptome că avem un beteșug lăuntric. Dar venim la bisericile noastre, ne închinăm, predicăm, ne rugăm, sfătuim pe ceilalți. Dar asta e structura în biserică. Ne întoarcem la textul nostru, da? Marcu 1 cu 23. Stai și te întrebi, tu ca membru în biserică, oare ce ai preferat să fie în biserică printre frații tăi? Sau ce ți-ai dori? Să fii un om gârbov? Să fii un om cu mână atrofiată sau cu picior atrofiat? Să nu te poți mișca să fii în scon cu rotile? Sau să ai un duc necurat? Ce ți-ai dori? Eu spun foarte sincer. Nu mi-aș dori să fiu nici gârbov, nici cu mână uscată sau cu boală fizică, dar nici cu duc necurat. Și cred că nimeni nu vrea să aibă la purtător un asemenea handicap. Am dragii mei, din nefericire, nu puțini, ci mulți. Te confruntăm cu numai bunul Dumnezeu știe cu ce. Acum, hai să ne uităm un pic mai atent la structura acestor oameni din sinagogă de atunci. Noi nu știm exact membrii de acolo, nu-i cunoaștem, dar îi cunoaștem pe cei care ne întâlnim astăzi, da? De o familie, dragii mei. Nu e așa când vine cineva gârbov. Îl vedem toți, săracul, e gârbov. Când vine cineva cu o mână uscată, tot șchiopătând, deci săracul. Dar când vine cineva cu un duc necurat, pot spune săracul, da sau nu? Nu. De ce nu pot spune săracul de el? Săracă. De ce nu pot spune? Sincer, de ce nu se poate? Fiți, de ce? Nu se vede. Îi plângem pe oameni, vai cum s-a născut copilașul ăsta săraci, părinte. Vai cum a ajuns bunicuța asta săracă. Vai ce diagnostic are ăsta săracul de el. Dar nimeni din biserica locală nu spune sărac. De el ce duh obraznic are în el, ce duh de pornografie, ce duh de curvie, ce duh de bârfă, ce duh necurat are. Nimeni, de ce? Pentru că tu nu știi ce vizionează fratele înainte de a veni în biserică. Tu nu știi ce-o discuta pe Facebook, pe Instagram, pe alte rețele. Tu habar n-ai ce discută cu prietenii noaptea. Nu știi. Dar nici nu-i treaba ta să știi ceva ce frate sau sora ta. E treaba Duhului Sfânt care știe. Dar ăștia sunt oamenii din biserica locală. Membrii în biserica locală. Noi alegem, uneori sigur ne confundăm și noi cu Consiliu. Vrea cineva să devine membru și ne uităm, nu poți intra pe Google să vezi pe CNP. Nu-i treaba noastră, nu suntem polițiști, vrea să ne Dumnezeu. Dar dai un telefon și vă asigurăm că o facem. Vine cineva de la biserică, nu știu care, vorbește cu păstorul, o să... E o familie care vrea să vină aici, e un frate, e o soră, ce știi despre el? Și normal, noi când facem transferul și le acceptăm, normal, dacă suntem cinstiți, noi scriem, a fost un membru dreptul de pline sau a fost un membru problemă, da? Deci vă asigurăm că într-un fel ne interesăm cine sunt oamenii care intră în biserică, dar nimeni nu știe dacă... Păi foarte greu de știu dacă cineva care... bine ca membru sau se botează, are un duc necurat. N-avem această capacitate și e bine că nu avem. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla cu mine sau cum aș putea predica astăzi dacă prin Duhul Sfânt aș vedea ce în capul fiecăruia. La ce se gândește acum când predic? Cred că m-ați vedea tremurând, aș pica jos și aș pleca afară. Dar dacă ați vedea voi ce în capul meu când predic? Poate unii ești afară din sală. Asta este ființa umană, dragii mei, asta e ființa umană. Citeam zilele trecute, un mare scriitor american, din păcate a murit de devreme, la 46 de ani, timp de 20 de ani a fost în top ca cel mai bun scriitor american, ateu, și el făcea următoarea remarcă la universitate, la graduarea unei promoții. A zis, noi ca oameni ne naștem cu niște setări, am fost setați,
să fim răi. Ești egoiști. Când ești în trafic, ce zici, mă, nu merge ăsta mai tare. Și noi am plecat vineri și pe Suceava, am plecat târziu, am prins, aglomerase la sfârșitorul la Someș, am zis, mergem pe varianta aia, știți voi, pe la Mica, acolo, aglomerația, mă întors înapoi și am zis, mă, ce-i cu oamenii ăștia? Ca și cum noi din mașină eram centrul universului și toți trebuia să se dea la o parte ca să meargă de Lumărășan, că să rungă în Suceava, că s-o porni mai târziu. Tu ce faci când ești în trafic? Mă, nu pornește ăsta. Poate ăla care nu pornește și în fața ta zice, mă, am copilul ăla bolnav, ne-am dormit azi noapte și uite să pornească la semafor. Și spunea David Wallace, îl cheamă pe scriitorul ăsta, zice, suntem setați, suntem centrați pe noi, pe noi, nu ne interesează alții, așa-i? Asta e ființă umană. Și el spunea că scopul educației este să ne ajute să ne mutăm de pe setările originale înspre alții. De asta nu poate ființa umană. Apropo, el se sinucide. Cât a fost de deșert, da? Așa moare săracul la 46 de ani. Pentru că fără intervenția lui Hristos nu-ți poți reseta valorile. Înțelegi, n-ai cum. Nu poți spune dimineața nevastă și ce, gata. De azi înainte nu mai mă uit niciodată la pornografie. Să mi se uște ochii dacă mă uit. Peste două zile cineva să mă, ce faci, mă, omule, mă? E dreptul că am zis asta. Nu poți, omule, nu poți și nu pot, înțelegi? Gata, de azi nu mai bârfesc pe nimeni, nevastă, dacă mai bârfesc, două ore reziști, că primești un telefon. Te prinde, dulceață bârfe. Deci ce să-l mâncă, e ca prăjitura. Așa de șorul alunecă, băgăt, ca prăjitura. Nu ne putem reseta valorile. Săracul om, pune vește 23 înapoi, Felipe. Nu știm de câți ani era membru acolo. Poate era membru și în comitet. Nu știm. Nu știau frații, roli din sinagogă, cine e cu adevărat individul ăsta. Vedeau ei că e mai ursus, vedeau ei că la ședințe, că în bombăne, vedeau ei că atunci când biserica cântă, el nu cântă. Probabil că vedeau. Sau probabil că era un foarte bun actor. Nu știm. Dar de regulă, diavolul e atât de isteț, de viclean, când ne oferă atâtea variante să ne ascundem în camuflaje și în ascunzători sigure. Că cine poate acuza cel mai bun predicator din top că are și el slăbiciuni? Nu se poate, mă, chiar ăsta. Ba se poate, chiar ăsta. Iisus Hristos, Evrei 4 cu 15-16, poți să-l cauți, a fost ispitit ca și noi în toate lucrurile, țineți minte, a fost bărbat și a fost ispitit ca și mine și ca și voi bărbaților în absolut toate lucrurile, inclusiv în domeniul sexual. Dar atenție, fără păcat, Evrei 4 cu 15-16 pe acolo, da? De aceea suntem încurajați, uitați-vă, nu avem mare preot care să nu aibă milă de slăbiciunile noastre. Păi, de ce are milă? Pentru că este unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și mine și ca și tine, dar fără păcat. De aceea uitați-vă ce sfat ne dă Apostolul. De aceea să ne apropiem cu deplină încredere, Doamne Iisuse. Ai avut hormon ca și mine. Ai fost tentat ca și mine. Au venit femei în jurul tău cu intenții cu care vin și lângă mine și înspre mine. Tu vezi colega asta, tu vezi șefa asta, tu vezi așa mai departe. Doamne, știi, tu ai biruit că ai fost și Dumnezeu și om. Eu sunt numai om, dă-mi putere să birui, dă-mi resurse. Așa s-au venit din bisericile noastre. Biserica nu este un loc unde se adună sfinții, înțelegeți? Nu. De-a noi pocăiți ne rugăm și ne facem niște enclave, niște buncăre, care aia care vin dintr-o istorie mizerabilă ne contamineze cumva sfințenia noastră falsă. Erau farisei ipocriția. Ora Hristosele
a trebuit cele mai grele, cele mai grave expresii. Pui de vipere, cu minte vărui. Mai departe. Biserica, în locul în care vin oameni, tot felul de necazuri, de falimente, de înfrângeri, în speranța că poate la o întâlnire vine Iisus în biserica aia, nu un predicator. Câți rabini a fi predicat în sinagoga aceea și poate, pune-te rog înapoi Marcu 1:23, și poate că familia acelui om cu un duc necurat i-a plătit transportul la rabin. I-a atins o masă. Dar a rămas o impresie plăcută în urma predicii acelui rabin. Să vine, vine o zi. Nu s-a gândit omul nostru, nici șeful sinagogii, ce va întâmpla în ziua aceea. Mă vă întreb, dacă acel om cu duc necurat zicea, tu nevastă, nu mă duc la biserică, nu mă mai duc, m-am săturat. Dacă femeia gârbă vă spunea, mă copile, nu mă mai urcă mașină, că 18 ani mai tot dus la biserica ta și tot așa vin, nu vezi că-s mai încoveată, azi nu mă duc. Dacă spunea omul că nu a uscat, știi ce? Tu nevastă, eu nu mă mai duc la biserica, că tot așa mi-e mâna asta, și-a fost rabin, și-a fost predicator, și-a fost rugăciun, nu mă mai duc, gata, vă întreb. Dacă ratau ziua aceea, mai avea o șansă vreodată să devină oameni normali? Niciodată. Deci e fundamental, esențial, nu ratăm nici o întâlnire a bisericii locale. Pentru că se știe. Când vine ziua, poate într-o joi, poate într-o duminică dimineața, ca astăzi, poate într-o duminică seara, prin Liviuț, Dane Mori, prin Horațiu, ca să o poate prin mine. Hristos, se oprește în dreptul tău, rezolvă problema. Ești aici, altul. Nu rata nicio întâlnire. Vino cu mâna uscată. Vino a plecat și încovoiat. Vino cu boala în tine. Vino cu Duhul necurat în tine. Vino. Că dacă în biserică nu găsești soluția, nu mai găsești. Niciunde. Mergem mai departe. Al treilea detaliu care mi-a tras atenția în textul acesta. Și asta face și subiectul mesajului de astăzi. Mă uit în text și pune, te rog, versetul 24. Ia auziți. Omul acela cu mâna, cu Duhul necurat, în timp ce predica Iisus, Iisus predica în sinagogă, și nici un om prezent acolo, bărbat sau femeie, oricine ar fi fost, n-a avut curajul sau tupeul, toți erau liniștiți, s-a scutat, predica așa cum faceți voi astăzi, și unul a zis, ce avem noi a face cu tine? Iisus din Nazaret, ai venit să ne pierzi? Știu cine ești. Ești Sfântul lui Dumnezeu. Iisus era în față, cum sunt eu acum în fața voastră. Nu știm cât de mare era sinagogă, dar unul a zis, știu cine ești. Sfântul lui Dumnezeu. Și a treia idee pe care vreau să o subliniez este următoarea. Demonii din omul acela sau dracii iau ceea ce nimeni din sinagogă, nici măcar ucenicii lui Iisus, nu știau. Deci pe Iisus. Deci titlul mesajului Domnului pentru mine și pentru voi astăzi este următorul. Tu știi ce știu demonii. Tu, care mă asculți, știi ce știu dracii.
vom constata simplu că cei mai mulți oameni de pe pământ abar n-au. Nu știu. Știu demonii. Dacă ne uităm atent în Evanghelie, în Evanghelia după Marcu, de care predicăm astăzi, primii care ies în față și recunosc identitatea clară a lui Iisus din Nazaret sunt dracii, nu ucenici. Nici vorba. Dracii. Demonii. De aceea sunt justificat de ceea ce găsesc în cuvântul Scripturii astăzi, să te întreb, oricine ai fi egal ce vând cu mine, tu știi ce știu demonii? Dom'le, dar eu nici nu cred în demoni, nici nu cred în draci. Eu că nu cred în draci. Iar nici nu interesează pe oameni ce cred demonii. Măcar că o treime din populația planetei suferă într-o măsură mai mică sau mai mare de boli psihice. Dar cine poate pune, și nu vreau să spun acum că punem boli psihice pe seama dracilor, nu asta vreau să spun. Dar sunt atâtea anomalii în viața noastră umană, bărbați și femei, tineri și bătrâni. Atâta rebeliune, atâta mizerie, atâta disrespect, care culminează până la a pune la îndoială și genul, sexul pe care l-ai. Adică faci duș, faci baie și în timp ce te ștergi pe corp, vezi în oglinda aia scumpă că ești bărbat și zici, doar chiar ești bărbat? Dar dacă-s femeie? Până acolo merge nebunia omului încât pune la îndoială lucrurile sacre, bazice ale vieții. Zice, nu există draci. Eu nu cred în demon, doamne, dar povești. Mă dat bazaconii de la bunicii noștri, de la popi inventate. Atâta dependență de păcate, în special sexuale, dragii mei, ca niciodată în istoria omenii. Ta dependență de droguri, de alcool, de tutun. Ta dependență de sine, de iubirea de sine, ca niciodată în istorie. Nu mai cred în draci. Dacă mă uit cum descrie doctorul Luca în Evanghelia sa, acea femeie gârbovă, da, din 13-11, hai să punem înapoi textul acela. De ce spune doctorul Luca despre femeia asta că de 18 ani era stăpânită, de ce? De ce nu zici scolioză sau, domnișoara doctor, cum îi spui la boala că te ține așa gârbovă? No, scolioză aia că e strâmb, vorbă de escolană, da? De ce? Era doctor de profesie Luca, el scrie lucrurile astea. De ce spune că era, ia uitați-vă, stăpâită de un duh de neputință? Adică un duh a intrat în ea și a încovoiat-o fiecare zi, mai jos pe femeia, mai jos, mai jos, mai jos, mai jos, mai jos. De ce numește doctorul Luca această boală fizică, în aparență, un duh de neputință? Hai să ne uităm la draci ăștia, la demon, ce știu ei? Cei mai mulți oameni din lume nu știu, habar n-au. Da. Iată-ți, versetul 24. Ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi. Textul spune, ai venit să ne distrugi. Ai venit să ne distrugi. Demonii știau misiunea lui Iisus din Nazaret. Îmi permit o întrebare. Ce om de pe planeta aceasta își asumă să lupte cu dracii pe care nu-i vede? Vom avea în viitor o întâmplare din Biblie, din Evanghelii,
în care un demonizat trece pe Iisus și anticipez un pic. Spune textul că demonii aceia care erau o legiune oferea așa de mare putere a celui demonizat încât rupea cătușele de aramă, le sfărma. Na, cine se poate lupta cu un monstru de ăsta? Când era forța fizică umană, ci o forță supraumană generată de forțe demonice extrem de puternice. Dracilor, nu le este frică de oameni. Acel om din sinagogă venea liniștit la slujbă și asculta rabinii, și asculta textele, poate știa texte pe de rost din Biblie. Nu-l deranja. Însă vine ziua când apare în sinagoga lor cineva care n-a studiat în școlile rabinice, n-avea un pedigree special. Și în timp ce, hai să zicem ce făcea Iisus, dacă întâmplă în versetul 21, zice textul, în ziua săbatului Iisus a intrat îndată în sinagogă și a început să învețe pe oameni. Îi învăța despre puterea împărăției lui Dumnezeu și în timp ce îi învăța pe oameni, duhul sau duhurile din acest individ îi ridicau adrenalina și își mușca limba și la un moment dat o explodat. Uitați-vă ce spune versetul 23. Ce avem noi a face cu tine? Sau ce legătură este între noi și între tine, Iisus din Nazaret? Ai venit să ne distrugi. Pe care rămas oamenii șocați. Bă, ce-i cu ăsta? Ăsta era face scandal în biserică. Ce-i cu ăsta? Săracul nu era el de vină. Nu vorbea el săracul. Era o portavoce a dracilor, a demonilor, care știau cine este Iisus. Este prima oară când în sinagoga aceea, omul ăla este confruntat cu o putere superioară. Asta de acea putere care locuia în el și era oricum supraumană, era posedat de daci. I-au zis, ai venit să ne distrugi, știu cine e. El era necurat, zice, știu că ești Sfântul lui Dumnezeu. Crezi că eu crezut, cei din sinagogă l-au crezut? Aba, ăsta are nebunul, ăsta vorbește fără el. Uitați ce știu, dragi. Pune-te, rog, Evrei 2:19. Evrei 2:19. Ce știu, dragi, și nu știu foarte mulți dintre noi. Ce fac ei și nu fac mulți dintre noi. Evrei 2, Iacov 2:19. Iacov 2:19. Iacov 2:19. Noi suntem o țară creștină. Și tu crezi că Dumnezeu există, că e unul, că e unic. Ce dacă tu crezi asta? Și dracii cred. Și dracii cred. Am o întrebare pentru voi, pentru mine. Credința mea în Dumnezeu mă duce la înfiorare când un gând păcătos încearcă să pună stăpânire pe mine. Mă înfior! Când văd o reclamă murdară care mă atrage, mă înfior când colegii mei, când băieții, colegii de bărbăție, vorbesc spurcat. Ieri la întâlnirea cu bărbații, la Suceava, într-o pauză, la sfârșit, de fapt, eram cu Florin, l-am surprins discutând cu un bărbat, căsătorit de aceeași perioadă cu Florin. Zice bărbatul ăla către mine, frate, ții minte când ai fost luată în Italia, în urmă cu vreo 15 ani? Mi-am amintit clar. La Sol Maggiore. La o conferință. Da. Te amintești că atunci a zis el către mine, a spus că dacă vreunul dintre noi e dependent de vreun păcat să-l mărturisească soției ca să scape, deci l-am mărturisit soției, am spus că eu 2 ani, în timp ce eram singur acolo cu băieții, mă uitam la filme pornografice. Și am spus la nevastă mea, și știi ce, frate păstor, 10 ani n-am avut pace cu ea, că i-am spus că îmi reproșa. Dar acum e liber omul. Oare, de ce nu ne înfiorăm când vine gândul să bârfim pe cineva? De ce nu tremurăm când vine gândul să furăm, să șmecherim o factură? De ce nu tremurăm când vrem să dăm tun la cineva?
De ce nu tremurăm când mințim cu nonșalanță, de acuzăm pe buze? Știm că nu putem onora comanda, dar mințim. De ce? Simplu, pentru că noi nu știm ce știu demonii. Nu știm ce știu dragi. Credem în Dumnezeu, dați creștin, domnule, cum să nu? Așa se numește Dumnezeu când face afaceri. Dar nu tremuri când calci în picioare legea lui Dumnezeu. Într-un psalm, ne spunea Dan, mori într-o joi, a fost o revelație, citea pasajul în care zice David, tremur când mă gândesc la poruncile tale, Doamne, să nu cumva să le calc. Tremur! Mi-este frică să nu cumva să dezonez pe Dumnezeu. Amintiți-vă ce face Iosif când femeia aceea stricată îi spune, culcă-te mă cu mine că acum mâine meni în palatul nostru. Și o cum să păcătuiesc eu împotriva lui Dumnezeu? Nu mi-e frică de bărbatul tău că ne prinde, nu mi-e frică de gărzile bărbatului tău, nu. Mi-e frică, tremur, mă îngrozesc când știu că îmi propui să calc porunca lui Dumnezeu. Demonii tremură înaintea lui Dumnezeu. Tu tremuri? Eu că nu tremuri. Nici eu uneori nu tremur când devine un gând păcătos, când mă las prins într-o bârfă. Tu știi? Știu demonii. Știi? Știi că Fiul lui Dumnezeu este Sfântul lui Dumnezeu. E, uitați-vă ce mai spun demonii ăștia. Haide înapoi în 1:24. Ai venit să ne pierzi. Acum, dacă mă duc în 1 Ioan, cred în 3:8, da, pune 3:8. Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Uitați-vă. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească, să distrugă lucrările diavolului. De ce ai venit să ne nimicești? Tu știi ce știu demonii? Că dacă nu te întorci la Dumnezeu, într-o zi te va nimici Dumnezeu. De asta? Am asta de la demoni. Pasă de la dragi. Eu știu asta. De unde știu? Pentru că în istoria precedentă Genesei, toți îngerii din univers slujeau lui Dumnezeu. Toți cunoșteau persoana lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Până în ziua în care Lucifer a zis, ce fain e să se închine miliarde de îngeri. Ce-ar fi să mi se închine de mâine? Cine vrea să vină în gașca mea? Atunci, o treime din îngeri, conform cu Apocalipsa 12, au devenit demoni. Au trecut de partea lui Lucifer. Ei au fost sub autoritatea lui Hristos și rămân acolo și se îngrozesc când au de Iisus. Vă amintiți când în Faptele Apostolilor 19 niște fii de preot, vreo 7, vreau să facă pe grozavi și pe ei, că l-au văzut pe Pavel cu puterea care este în el și cum eliberează demoni și când dracii din demonizatul ăla au văzut șmecheriile și jucăriile ăstora, hai să vedem cum se raportează. Fapte 19 cu 13. Ia auziți, 19 cu 13, Faptele Apostolilor. Niște exorciști iudei care umblau din loc în loc au încercat să cheme numele Domnului Iisus peste cei ce aveau duhuri rele, zicând, vă jur pe Iisus pe care îl predică Pavel să ieșiți afară. Și ce făceau lucrul acesta? Erau 7 fecioare lui Sceva, un preot iudeu. Mă, câți de azi nu zic, proclamăm în Iisus cu tare și cu tare. Uitați ce le spune diavolul la ăștia. Versetul 15. Duhul cel rău le-a răspuns, pe Iisus îl cunosc, îl știu. Pe Pavel îl știu. Voi cine sunteți, bă? Voi cine sunteți? Și ăla la bătaie pe aia și o fugi sărace plin de vânătăi. Demonii îl știu pe Iisus. Știu că e Sfântul lui Dumnezeu. Tu știi asta? Demonii știu că Iisus are puterea să nimicească, să distrugă pe diavol și lucrarea lui. Și soarta lor este azul de voștă de pucioasă. De că vine ziua când Dumnezeu te va nimici. Dacă astăzi întorci spatele iubirii lui Dumnezeu arătată în mod concret în zdrobire în suferință a Fiului Său, Domnului Iisus Hristos.